Bună dimineața! Ia priviți ce frumusețe avem noi aici! Și aici! Bună dimineața! Bună dimineața! Mergem la grădiniță? Da! Hai, dai mânuța! Ți-ai luat și păpușa, da? Da! Dar cum o cheamă pe păpușa ta? Alunica! Alunica o cheamă! Alunica! Alunica, bine! Să avem o zi frumoasă, da? Chiar dacă se aud și mașini, ascultați cât de frumos cânt păsările. Nu se mai aude pasăre? Observ că și castanul, acolo în vârf, deja înflorește. Da, și... Eu am luat aici turbița și mergem la poștă. Da. Corect? Mergi să mă ajuți cu păpușa ta să ducem niște colete? Haidem! Voi ați învățat despre gândăcei la grădiniță? Da. Hai că întârziem, iubita. Mama, de doamne, până azi, să nu călcăm gândăcii, nu. Nici buburile, nici furnicile. Nu trebuie. Nu fac nimic. Corect. Gata, am dus-o pe Lia la grădiniță. Am fost și la poștă. Am trimis două colete și am primit niște bani și acum vreau să merg la magazin. Ieri aveau la ofertă la minus 30% reducere unt și vreau să-l cumpăr, să-l pun în congelator, să fie pentru cozonacul de Paște și niște mere, roșii, legume, mai vedem noi ce să cumpărăm. Auziți pe fundal păsările cum cântă, da? Și i-a privit ce... Cireș frumos înflorit. Mi-e mare dragul. Nu am fost aici de vreo săptămână, dar deja totul este înverzit. Ia priviți. Cât de frumos. Și aici deja totul este verde. De când am fost pe aici dimineață, copacii au înverzit bine de tot. Să vă arăt ce am cumpărat. Iată, lapte de migdale. De la Olympus, fără zahăr adăugat și fără lactoză. Băutură vegetală pe bază de migdale, sursă de calciu și vitamine B1, B12, D și E. Și riboflavina. Eu mi-am cumpărat pentru cata. Sunt pe cata. Aici am cumpărat mere verzi și cartofi. Așa. Aici avem așa. Copiii au cerut chefle. Le-am cumpărat pentru sâmbătă dimineață la micul dejun. Le-am cumpărat un mix de salată. Creș, spanac, două caserole din astea, îl spăl, îl pun la uscat și îl dau la congelator și o salată, iată așa, roșii, să le avem la salată,
bețișoarele urechi, ciocolate pentru astea rușeni, știți că noi facem de parazitare și nu prea mâncăm dulce, dar Lia de fiecare dată când merg să o iau de la grădiniță, îmi cere ceva, să-i duc ceva bunișor, așa că iată, pe asta o împart în patru și îi duc ei o bucată și mai mănâncă și copiii mari câte bucățică. Și pentru ce am mers eu de fapt la magazin a fost acest unt. Unt de vacă din smântână dulce de 82%, 82,5% de la Inlac. Era la 30% reducere și eu v-am spus că am cumpărat iată 4 bucăți pentru să avem la cozonac, la Paște, dar dacă îl păstrăm la congelator, el își păstrează termenul de valabilitate. Expiră pe data de 13. Îl dau la congelator și îl consumăm după Paște. Aici vecina mi-a dat negresă de post, o să mănânc acum dimineață cu cafea. Ia priviți ce mai ea frumoasă avem noi aici. Vreau să o... Uitați-vă. Vreau să o transfer în borcan. Aici și să o dau la frigider. Pentru că astăzi trebuia Sergiu să o hrănească, dar nu a reușit, așa că o dăm la frigider și deja vom vedea ce va face. Astăzi este sărbătoare. Este Gavril Bănulescu Bodoni. Curat în casă eu nu o să fac, dar o să mă ocup de aceste haine care s-au adunat, cred că de vreo câteva zile și trebuie neapărat să le pun la loc. Iată, acesta va fi micul meu dejun și prânzul. Am aici salată din baby spanac, năut, semințe de susan, usturoi, sare și un pic de ulei. Aici mi-a rămas niște orez cu porumb și o să-l mănânc cu pâine cu maia, cu tărâțe și semințe și morcovul făcut de Sergiu. Și aici am cafeluța. Poftă bună mie! E clar cu ce eu mă ocup, da? Doamne, nu le mai dau de capăt. Oh. Iată cu ce mă ocup eu. Așa. Am un webinar și vreau să vă arăt că mi-am cumpărat o nouă carte, se numește Nenormalnăști. Nenormal, așa s-ar traduce. Adică diferit. Ceva de genul. O să citesc, este în limba rusă, scrisă de Iulia Mitrohina. O să citesc și o să vin la voi cu recenzii, cu impresii. Și acum vreau, cât ascult webinarul, vreau să-mi mai planific perioada de lucru în Greenway. A venit acum tata la noi și ia uitați-vă ce ne-a adus. O pungă din asta mare cu ceapă verde, țelină, aici leuștean și pătrunjel, ceapă. Așa că am de lucru, o să mă ocup să aleg țelina. Aici am pregătit cartofii să-i pun la copt pentru diseară și spanacul am spălat, îl las așa să se scurgă și o să-l pun în congelator. Cecilia aici și-a scos argila polimerică și iată face așa nebunele. Eu mă duc după Lia. Am pus aici cartofii la copt. Când o să vin, o să fie numai buni. Am luat-o pe Lia. Vrei păpușa? Da. Așa, iau. Am luat-o pe Lia de la grădiniță. Între timp și un vlog s-a optimizat și... Da, mergem un pic la teren. Și apoi acasă și o să încărcăm vlogul, da? Hai să mănânce leu, da. Să mănânce leu. Și cina noastră. Eu mănânc cartofi
copți cu măsline și cu ceapă, cu ceapa adusă de tata. Poftă bună! Mulțumim! Fetelor, iată beneficiul lucrului de acasă. Pe lângă lucrul pe care l-am făcut astăzi la Greenway, am mai făcut și treburile casnice și seara pot să stau liniștită și să le acord timp copiilor. Împreună cu Liuța colorăm cu apă, iată avem așa cărticele, iar acolo Cecilica, ce faci, Cece? Ce faci din biser? Un inel. Și între timp mai stăm de vorbă, așa ca între fete. Tata e la biserică. Steliană e afară cu băieții la fotbal. Și noi petrecem timpul cu fetele, da? Da. Împreună cu Lia ne uităm la un vlog. Acolo Cecilia face din biser încă. Ea încă mai are. Dacă o las până la noapte, faci și până la noapte. Dar să știți că vă puteți abona la canalul Ceciliei. Cum se numește? Cecilia Craft Show. Cecilia Craft Show. O să las linkul în descriere, așa că să mergeți acolo să vă abonați. Ia priviți ce am eu aici. Să vă arăt cât de frumos a crescut. A luat cu Maia pentru cozonac. Acum trebuie să-l... Așa de pufos, așa de frumos a crescut. Să-l fac, iată, în cozonă cei micuți și să-l pun în forma asta pentru brioșe. Fiecare cozonăcel. În fiecare găurică din asta o să pun, iată, hârtie de copt, să nu se lipească, pur și simplu. Și o să fac cozonăcei, biluțe micuțe. Iată, a mai rămas a luat și pentru 3 cozonăcei. I-am pus așa pentru că aluatul încă o să crească. Asta nu este ultima etapă și iată, aici, la fel, el va trebui să crească și i-am lăsat loc. Am făcut așa biluțe. Noi facem practică, da? Sau ne pregătim pentru Paște. Aceștia sunt cozonaci cu lapte de soia, cozonaci de post. Pentru că mâine este Sâmbăta Morților, bănuiesc că dacă vor ieși bine, Sergiu să ia și la biserică să dea de pomană. Dar noi am mai făcut așa de post și au ieșit tare gustoși. Acum am încercat și cu lapte. Vine tata cu Sergiu acasă și au să mănânce cartofi copți, dar le-am făcut aici și o să vă zic din mixul celălalt de salată pe care l-am cumpărat, am mai adăugat și spanac, roșie și năut.